Aseară priveam poza și m-am gândit să așez pe ecranul meu ambele mormântări. 4 iunie 1918, nu de mult, a plecat Dorca. Și seară m-am aminte de textul pe care l-am citit la mormântarea ei și l-am îngânat împreună în mijlocul aducerilor aminte. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi în Isus Hristos. În Isus Hristos cu privire la voi. Lăsați-mi să duc gândul mai departe în această zi. De ce prin Isus Hristos? chiar și astfel de momente triste, de despărțire, pot deveni un motiv de mulțumire către Dumnezeu. De ce prin Isus Hristos chiar și astfel de momente triste, de despărțire, pot deveni momente de mulțumire la adresa lui Dumnezeu? Vă invit împreună cu mine în fața mormântului lui Lazar. Domnul Iisus întârzie în adins, știa că va muri, Lazar și aștepta lucrul acesta. Și când ajunge acolo, Marta ia în întâmpinare și strigă, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Ce ați deduce despre Isus din cuvintele ei? Doamne, te-am văzut vindecând atâția bolnavi. Lazar n-ar fi fost o problemă pentru tine? Dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar apoi nu știu ce a trecut prin mintea Martei ca să continue. Dar chiar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Oare la ce s-o fi gândit Marta? Doamne, Tu ai vindecat nu doar bolnavi, ai înviat și morții. Cu alte cuvinte, nici lucrul acesta nu ți-ar fi prea greu. Ascultați răspunsul Domnului Iisus Hristos fratele tău va trăi. Știu, a zis Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a spus, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine crede în mine și trăiește, nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul acesta? Oare ce a vrut să spune Domnul Iisus Hristos? Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Totul depinde de un singur cuvânt. El este cel ce este. Noi nu putem adăuga, nu putem scădea nici la divinitatea Lui, nici la tributele Lui. Prin El au fost făcute toate lucrurile, pentru că la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Și acest cuvânt Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit plin de har printre noi și a putut spune orbului, capătă-ți vederea, ologului, vindecă-te, mortului, ridică în capul oaselor, tinerelule. Pentru că era Dumnezeu. Să fie cuvintele lui doar vorbe goale? O nu. Pentru că câteva momente mai târziu a spus, dați piatra la o parte. Și în momentul acela, strigarea celui care a dus în existență Universul l-a adus pe Lazar din putregai și moarte la viață. Lazare, vin afară! Dragii mei, Scriptura spune că va veni ziua când la strigarea lui mormintele se vor deschide și morții vor învia. Doar că Scriptura spune unii pentru viață, alții pentru moarte. Dacă moartea te prinde legat de cel ce este în vierea și viața, legat de el prin credință, când mormintele se vor deschide, vei învia pentru viață, pentru părtășie cu el, pentru veșnicia cu el lucru adevărat pentru oricine și-a pus credința în Domnul Isus Hristos. Credința în Domnul Isus Hristos. Dragii mei, Dumnezeu când ne-a dus pe noi în existență și când noi am călcat cuvântul Lui și am adus moartea în universul acesta prin neascultare, el n-a stat pe gânduri și nu s-a întrebat oare ce să fac acum când creatura mea a călcat totul în picioare. El avea planul pregătit încă înainte de întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, el a gândit la mântuire înainte ca noi să fie adus păcatul și moartea în universul acesta. Și ascultați ce scrie bătrânul Pavel lui Timotei în ultima lui epistolă. El, Dumnezeu, ne-a mântuit, nu pentru faptele noastre bune, ci după hotărârea Lui, după îndurarea pe care ne-a dat-o înainte de întemerea lumii în Hristos Iisus, care a fost arătat la vremea potrivită. Și știți de ce a venit între noi? Să nimicească moartea și să aducă la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Problema este că atunci când intrăm în acest spațiu religios al lumii noastre, mai ales postmoderne, răgime este un vacarm un babel. Este o încurcătură incredibilă. Și dacă cauți cumva mântuirea și dacă vrei să te legi de viața adevărată, sunt o mie de voci care te cheamă în toate direcțiile. Întrebarea este, cum să aleg între ele? Ca atunci când voi fi și eu într-un sicriu sau plecat cu el să mă întâlnesc în slavă, să nu fi îmbrățișat o minciună, să nu fi îmbrățișat o nădejde falsă. Pavel, scrind înțelepților din Corint, care erau furați de filozofia vremii respective, adună Evanghelia într-o coajă de nucă. Și el le scrie în capitolul 15, primele versete, Vă fac cunoscut fraților Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Dacă o țineți așa după cum ați primit-o altfel, degeaba ați crezut. După care ne spune doar două lucruri simple. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Și după Scripturi, El a înviat a treia zi din morți. Două lucruri simple care adună toată Evanghelia. Restul, dragii mei, sunt lucruri pe care noi le adăugăm la ea. Dezbrăcați-le de toate cojoacele și lăsați Evanghelia simplă ca să nu fim duși în rătăcire de vocile care sunt în jurul nostru. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturii și a înviat a treia zi după Scripturii. Dar de ce trebuia să moară pentru păcatele noastre după Scripturii? Ascultați-l pe același Pavel la sfârșitul capitolului 15, versetul 56. Boldul morții, acul cu venin al morții, este păcatul. Dragii mei, păcatul l-a dus pe costică în sicriu, păcatul mă va duce pe mine în mormânt, păcatul ne va duce pe noi, pentru că prin păcat a intrat moartea în lume. Și născuți din Adan, suntem mușcați de acest venin, pătrunși de acest venin al morții. Boldul morții este păcatul, puterea păcatului este legea. Pentru că Dumnezeu este Cel care a zis în ziua în care vei munca, mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, vei muri. Dragii mei, legea lui Dumnezeu a consfințit voia lui Dumnezeu pentru omul care i-a întors spatele prin neascultare. Iar în Roman, capitolul 3, versetul 23, Pavel ne spune toți am păcătuit și sunt lipsi, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pe toți ne așteaptă un coștiug, pe toți ne așteaptă moartea. Întrebarea este, ce faci cu viața ta înainte să ajungi aici? Pentru că dați-mi voie să cred, dacă este adevărat că Dumnezeu a gândit soluția înaintea problemei, înainte ca problema să fie venit în universul nostru și dacă Fiul Său a dezbrăcat slava și a luat chip de miel, chip de om, chip de Hristos, înainte ca Dumnezeu să fie zis să fie lumină, tot ce a făcut Hristos și tot ce a hotărât El din veșnicii se aplică întregii omeniri. Întregii omeniri, dragii mei. Și numele tuturor oamenilor sunt scrise în cartea vieții sunt scrise în Cartea Vieții. Și viața ne-a fost dată să luăm cea mai importantă decizie a existenței noastre: să ni se păstreze sau să ni se șteargă numele din Cartea Vieții. Observați atunci când măcar că avea chipul lui Dumnezeu, pentru că era Dumnezeu adevărat n-a ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci a dezbrăcat slava lui și a luat chip de rob. Și vreau să vă spun, lucrurile acestea s au întâmplat în veșnicia trecută. La umbra crucii lui Hristos a creat Dumnezeu Universul. La umbra crucii lui Hristos a suflat în nările boțului de humă suflare de viață. El era pregătit înainte de temerea lumii, să aducă soluția mântuirii noastre pe pământ. Dar nu uitați, mântuirea depinde de moartea lui pentru păcatele noastre după Scripturi și de învierea lui a treia zi dintre cei morți. Atunci când Ioan îl vede pe Domnul Iisus Hristos venind la apa Iordanului ca să se boteze, nu din pricina și pentru păcatele lui, ci ca să devină unul dintre noi, să poată purta păcatele noastrele tuturor a strigat. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar întrebarea este dacă Hristos a murit pentru toți și dacă și tu și eu putem fi beneficiari ai lucrării lui, cum ajung să mă împărtășesc cu lucrarea Lui, să fac din lucrarea Lui beneficiul meu. Ascultați cuvântul Scripturii și toți îl știți pe din afară, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca, pentru ca, pentru ca, nimeni nu exclus, Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Răgime, există o singură modalitate de a deveni părtaș la lucrarea Lui Hristos, de a avea viață veșnică, crezând în El. Credința este singura cale, credința este legătura care mă leagă de viață și în momentul în care cred în El, viața Lui devine viața mea și învierea Lui devine învierea, învierea mea. Doamne! Dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit Costică. N-ar fi murit, fratele meu. Dar chiar și acum știu, orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Ascultați cuvintele Domnului Isus. Fratele tău va trăi. Și dacă citesc cuvintele mai departe, aș îndrăzni să spun, Costică trăiește, Dorca trăiește, Abel trăiește. Pentru că Domnul Iisus a zis, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și cine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Îmi vine în minte momentul acela dramatic de pe cruce, între doi tâlhari a trânat Fiul lui Dumnezeu, bătut, schinguit, batjocorit de creatura lui, de noi, când unul din tâlhari începe să-și bate joc de el. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce și venești pe noi jos de aici. În timp ce celălalt se uită la el, îl mustră, după care se întoarce la Domnul Iisus și spune aduți aminte de mine când vei veni împărăția ta. Ce îi răspunde Domnul Isus? Astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi vei fi cu mine în rai. Observați, nu e foarte complicat? A furat, a ucis o viață întreagă, s-a umplut de păcate. Dar s-a întors pe Hristos. Și în felul lui a zis, ai milă de mine păcătosul. Și în momentul acela, viața din Hristos a devenit viața lui. Astăzi vei fi cu mine în rai. Credința. Credința nu e o faptă, dragii mei, este recunoașterea neputinței noastre și a dependenței noastre, a nevoii noastre de a fi ajutați de singurul care ne poate ajuta. Și ascultați cum definește evrei capitolul 11 credința. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Niciunul dintre noi n-am văzut învierea lui Costică, nici a lui Lazar. Cei din prezența Martei și a Mariei au asistat la minunea aceea. Și ucenicii l-au văzut pe Hristos înviat. Dar el ne-a lăsat cu limbă de moarte adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. Și bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, credem în învierea morților. Întrebarea este, cum ajunge cineva să creadă? Dragii mei, istoria lui Toma ne spune că a trecut vremea în care să putem spune, Doamne, arată în pălmile tale și coasta ta. Și dacă voi pune degetul în palma ta și palma în coasta ta, voi crede. Altfel, nu voi crede. Tomo, pentru că mai ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Aceste lucruri, continuă evanghelistul, au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Dragii mei, și astăzi oricine poate lua scripturile și poate răsfoi paginile ei cu toate întrebările lui Costică în minte. Pentru că Dumnezeu nu se supără să-i pui întrebări, nu se supără să-l pui la încercare. El însuși ne spune, puneți-l la încercare, vedeți dacă e adevărat sau nu. Aveam 21 de ani, am crescut în biserică și eu dirijând corul, dragii mei, pentru că tatăl meu a fost dirijor de fanfară și cor. Și asta se ia de pe unii pe alții. Și m-aș fi bucurat să-mi pot dovedi că nu există Dumnezeu, să-mi văd de viața mea, dar Dumnezeu în bunătatea Lui, prin cuvântul Lui, m-a țintuit de perete într-o bună zi și m-a chemat la El. Răgii mei, oricare dintre noi se poate întâlni cu Hristos, dacă are curajul să răspăiască Evanghelia. Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Și va veni ziua, ca și pentru mine, când vei striga, L-am văzut pe Domnul! M-am întâlnit cu el. Întrebarea este ce urmează după aceea. Pentru că foarte mulți au momentul acesta, după care îi întorc spatele și pleacă. Priviți la Toma. El nu s-a mulțumit să-l vadă pe Domnul, ci l-a reclarat Domnul și Dumnezeul lui. Domnul și Dumnezeul lui. Sau veniți cu Pavel, cu Saul din Tars, de altă dată, pe drumul Damascului, în momentul când el vede pe Domnul și în orbirea lui strigă, Cine ești, Doamne? Când află că este Isus, Hristosul pe care îl prigonește, vine cu singura întrebare care pecetluiește credința mântuitoare în viețile noastre. Ce vrei să fac? A crede în Hristos e mai mult decât al declara Domn și Dumnezeul tău, a trăi ca atare, al urma, al sluji a umbla cu El, a iubi, a ajuta, cum a ajutat Costica. Dragii mei, Scriptura ne spune că dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dar întrebarea mea, nu-i greu să cred în moarte, nu-i așa? E mai complicat să credem în înviere. De ce este absolut necesar să credem în învierea Domnului Isus Hristos? Dați-mi voie să adun câteva implicații. În primul rând, de învierea Lui este legată vierea noastră. De învierea Lui este legată învierea noastră. În capitolul 15, versetul 12 în jos, Pavel vine și vorbește despre lucrurile acestea. Iar dacă se propovăduiește Hristos a înviat din morți, cum zic unul dintre voi, că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Observați, învierea lui este legată de învierea noastră. Pentru că Hristos a înviat și Costică va învia și eu voi învia și tu vei învia. Dacă noi suntem legați de Cel care este învierea și viața. Dacă Hristos n-a înviat, tot ce facem noi aici și predica mea, dragii mei, și religia toată este o farsă, este o amăgire, este un opiu. Este un lucru absolut inutil, ne spune Pavel în versetul 14. Și dacă n am viat Hristos, propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba mai mult, noi suntem descoperiți ca niște martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă noi am propovăduit că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți, dacă nu l-a înviat. Deci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat și religia, de orice fel ar fi ea, este o minciună. Mai mult, dacă Hristos n-a înviat, nu există eliberare de sub povara păcatului. Răgii mei, toți umblăm prin lumea asta, prin lanul ăsta de spini și se adună păcatele pe noi, în motivații, în atitudini, în gânduri, în vorbe, în fapte. Și la un moment dat, conștiința ți este încărcată până la refuz. Zile trecute stăteam de vorbă cu un om încreunat de păcatele lui, așteptând de liberare. Dragii mei, dacă Hristos ne-a înviat, noi suntem încă în păcatele noastre și cei ce au adormit sunt și ei pierduți, ne spune Scriptura. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dacă n-a înviat Hristos, nu există nădejdea revederii Amalia. Au plecat, îi mănâncă viermi, s-a terminat. Dacă nu n-a înviat Hristos, eu nu-l voi mai vedea niciodată pe fiul meu, pe mama mea, pe tatăl meu. m lăsat, aveam doar 9 ani când Domnul l-a chemat acasă. Dacă n am înviat Hristos, nu este nici judecată, nu este nici pedeapsă, pot trăi cum îmi place. Atunci singurul dicton care îmi călăuzește viața, mănâncă suflete și bea. Și veselește-te, gustă din fericirea de o clipă a acestei vieți. Dacă n-a înviat Hristos, asta e tot ce există. Dacă n-a înviat Hristos, cum aș putea citi mai departe Versetul 20. Dar acum, Hristos a înviat dintre cei morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om va veni și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când el va încheia toate lucrurile, va da împărăția înapoi în mâinile tatălui, dar numai după ce a nimicit toți vrășmașii din universul acesta. Și care s-ar bucura să fie între ei? Pentru că Scriptura spune, el va așeza sub picioarele lui așternut al picioarele lui pe toți vrășmași. Vrășmașul cer, vrășmașul cer din urmă va fi moartea. Va fi moartea. Hristos a înviat, dragii mei. Hristos a înviat. Și pentru că Hristos a înviat și noi vom învia. Ascultați-l pe Pavel, încheindu-și capitolul 15, capitolul învierii. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul, puterea păcatului este legea. Hristos a murit pentru păcatele noastre și a împlinit legea lui Dumnezeu. A liniștit inima Tatălui, a apărat dreptatea lui Dumnezeu. Și învierea lui Hristos este strigătul lui Dumnezeu în univers, că jertfa a fost primită, moartea a fost învinsă, nimicită și noi putem să ne întoarcem acasă. Ne putem întoarce acasă. Și de aceea Pavel continuă, dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos care ne dă biruința. Și dați-mi voie să închei cu încheierea lui Pavel. Amalia, mă uit în ochii tăi și îți spun ce am gândit eu când a murit Filip. După un an jumate de luptă cu cancerul, am zis, oricum sunt bătrân, le pun toate jos, ce rost mai are? De aceea, prea mei frați, încheie Pavel, de aceea, prea mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că o la voastră în Domnul nu-i zadarnică. Dragii din potrivă, pentru că nu-i despre noi, e despre El, Amalia. Drumul stă înainte, câtă vreme suflăm, câtă vreme trăim. Dumnezeu ne cheamă să ne arătăm credința Slujindu-l, iubindu-l și lăsându-l pe el să iubească pe alții, cum a făcut-o și Costică. Dumnezeu să fie binecuvântat Amin. și lăudat în toate. Amin.